Situația în Mehedin se înrăutățește. Cazurile de COVID-19 au crescut alarmant în ultima perioadă la nivelul județului. Doar în ultimele 24 de ore, peste 50 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv. Cele mai afectate localități la momentul actual sunt Bâcleș, Godeanu și Drobeta Turnu Severin. Se pare că pandemia își face simțită prezența din ce în ce mai mult în Mehedinți. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat peste 7.000 de cazuri de COVID-19 la nivelul județului de la începutul pandemiei și până în prezent. Doar astăzi, 59 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv, iar alți trei au pierdut lupta cu boala. Odată cu numărul de cazuri, crește și rata incidenței, atât la nivelul județului, cât și în fiecare localitate. Băcleș, Godeanu și Trobeta Turno Severin sunt cele mai afectate localități.